Pasiunea se poate transforma în performanță și, de ce nu, într-o carieră veritabilă. Peste 100 de tineri din mai multe colțuri ale țării, talentați și pricepuți între ale roboticii, au participat duminică la pregătirile pentru concursul regional de robotică intitulat Campionatul Dacic. Evenimentul s-a desfășurat la Colegiul Național Decebal din Deva. Pregătirile pentru concursul regional de robotică intitulat Campionatul Dacic s-au desfășurat la finele săptămânii trecute la Colegiul Național Decebal din Deva. La competiție au participat 110 tineri care fac parte din 11 echipe de robotică din mai multe zone ale țării. Copiii au vrut să facem un concurs demonstrativ la Deva, să arătăm că suntem în stare să realizăm un astfel de lucru. Până acum, echipele mai cunoscute făceau aceste lucruri într-un număr restrâns de locuri. Anul acesta, toate echipele s-au întrecut în a face acest lucru și noi am vrut să fim în rândul tuturor celorlalte echipe și să ne mobilizăm să facem acest lucru. Am reușit, cu participarea undeva 50-60 de voluntari, toți membrii echipelor, celor două echipe și voluntarii. Am reușit cu sprijinul direcțiunii care ne-a pus totul la dispoziție și ne-a manageriat, să zicem, să organizăm totul foarte bine. Și iată-ne aici cu 11 echipe, făcând lucrurile interesante, cel puțin de la pornire, până aici e bine. După cum știți, Colegiul Național Decebal s-a impus nu numai în județ, ca o școală cu rezultate excelente la învățătură, dar și la nivel național. Și aceasta dovedește performanța elevilor și profesorilor din această școală. În acest tip de competiții, echipele se antrenează în primul rând pentru concursurile regionale oficiale, care vor avea loc în luna februarie la București, și pentru etapa finală din martie, și își verifică roboții din punct de vedere al fiabilității mecanice, a performanțelor programării realizate de membrii echipelor, a strategiilor de joc în meciuri asemănătoare celor din campionatul oficial. Pentru noi este o mare ocazie, este o oportunitate, adică am evoluat de la evenimentele pe care le făceam anual în parc, la poalele cetății, la acest eveniment, Campionatul Dacii, care este la noi la școală, la Colegiul Național Decebal. Suntem încântați, suntem foarte fericiți să primim atâtea echipe din toată țara, să avem o competiție propriu-zisă, să spun așa, un antrenament pentru regionalele ce vor urma. Suntem o echipă unită care acum, cu organizarea acestui eveniment, am devenit și mai unită, ca prieteni și colegi, și mereu vrem să continuăm cu astfel de evenimente, pentru că prima ediție este doar în început pentru o altă tradiție. Alături de actuali elevi ai Colegiului Decebal, angrenați în acest proiect de robotică, au fost și veteranii. Sunt aici pentru că în ultimii 4 ani am depus enorm de multă muncă și efort și am investit foarte mult timp în clubul CN de robotic și în special în echipa Decebal Tech și această familie pe care am creat-o mi-a ajuns la suflet. Sunt aici pentru că mă bucur extrem de mult să văd acest vis al nostru, acest eveniment devenind realitate, pentru că ne-am propus să-l organizăm încă din 2019, de dinainte să lovească pandemia, dar din păcate am avut câteva mici obstacole. Cele mai bune echipe s-au dovedit a fi Phoenix din Cluj-Napoca, Team CSH din Timișoara și Decebal Tech din Deva.